Domnule Orban, de ce astăzi în Piața Victoriei? Pentru a protesta împotriva modificărilor propuse de majoritatea guvernamentală la legile justiției. Vi se pare că a ieșit suficientă lume astfel încât să impresioneze guvernanții, că vedem că sunt destul de greu de impresionat în ultima perioadă? Eu cred că o majoritate parlamentară nu poate să facă orice. O majoritate parlamentară trebuie să țină cont de voința cetățenilor, trebuie să țină cont de ceea ce spun oamenii din țară. Eu nu cred că cei care i-au votat, i-au votat ca să modifice legile justiției. Eu cred că ei au fost votați pentru a crește pensiile și iată că nu cresc pensiile așa cum s-au promis, nici măcar cum spune legea de la 1 ianuarie, pentru creșterea salariilor, ori salariile în cazul în care rămân la fel e un lucru bun. Din acest motiv, eu cred că nu pot să facă ce vor și trebuie să înțeleagă acest lucru, chiar dacă au majoritate parlamentară, că nu pot să transforme democrația românească într-o dictatură a majorității parlamentare. Am văzut că vă recunoaște lumea aici pe stradă. Ce v-au spus oamenii cu care cu siguranță ați vorbit, ați schimbat câteva vorbe acolo la protest? Vă dați seama, de aproape 3 ore de când sunt, mi-e foarte greu să vă povestesc chiar tot ce mi-au spus oamenii, multe. Multe și-au exprimat nemulțumiri, și-au exprimat păreri, sugestii, ne-au încurajat să ne bătem cu toate forțele la nivel parlamentar, ne-au solicitat să fim alături de ei în toate formele de manifestație pașnică și civilizată, așa cum sunt toate manifestațiile de la Ordonanța 13 încoace. Și veți fi în continuare alături de ei dacă mai sunt stradă ieșit și dumneavoastră? Da, da, știți foarte bine că am anunțat public că ne vom opune prin toate mijloacele, inclusiv prin a participa la manifestații publice, la marșuri, la proteste în stradă. Și mobilizarea din Parlament, iartă-mă, dacă se poate să-mi spuneți, vi se pare că este în regulă?